Povestea mea în Concordia a început când aveam 2 ani, inițial, la București. La 4 ani am ajuns în Coc și de acolo a început o Cristina nouă. O Cristina care și-a dorit să cânte, să se distreze și să fie fericită. Ulterior, în clasa nouă, am ajuns la Casa Eva, unde mi-am terminat liceul și, de fapt, școala profesională. Și am spus, mi-e frică să plec. Și am zis, de ce nu merge să fac și bucătărie? Pentru că în carantină mi-am descoperit pasiunea asta pentru bucătărie. Învățat să gătesc la nivel maxim, să gătesc corect, în primul rând, să așez o farfurie așa cum trebuie și să mănânc sănătos. Și acum lucrez ca ajutor de bucătar la un restaurant de lux, cu specific mediteranean din Ploiești. Mi-a fost foarte frică în prima săptămână pentru că știam că ei au cerințe destul de mari și nu credeam că mă încadrez și că o să mă descurc. Doar că mi-am dat seama că mă descurc extraordinar de bine și eram așa foarte satisfăcută că fac toate lucrurile cum trebuie și că am destul de multe responsabilități de care trebuie să mă ocup, deși sunt cea mai mică din restaurant. De luni până joi merg la școală, iar de serviciu mă ocup de vineri până duminică. Am început studiile la seral când am început și școala de meserii și la anul voi termina și voi da bacul. Sper să-l iau. Proiectul POCU mă ajută cu chiria și asta e un lucru foarte bun pentru mine, pentru că fiind la început, nu cred că m-aș fi descurcat. Ăsta e locul în care eu simt că sunt acasă și că atunci când eu ajung acasă mă simt bine. Concordia pe mine m-a ajutat timp de 17 ani de zile și sunt sigură că o va mai face și de acum încolo. Și e un lucru foarte bun și, nu știu, Concordia a ajutat pe toată lumea, indiferent de situații. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.